Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Am vorbit despre scandalul dintre Cristian Marinescu și Valentin. Nu a mai fost până acum, cel puțin eu nu știu să fi fost asemenea scandal, de asemenea proporții. Totul a plecat, cum e și firesc, de la Antonia. Da. De la afirmațiile pe care le-a făcut ea, despre Valentin, bineînțeles, aceste afirmații l-au înfuriat foarte tare pe Cristian. Și restul care ați urmărit, ați văzut ce s-a întâmplat. Așa că Antonia a venit cu niște acuzații. Mai întâi Elena i-a zis că ea cu Cristian sunt cuplu fake. Dar Antonia n-a tăcut. A acuzat-o că Elena și cu Valentin sunt cuplu fake. Că el nici n-a plăcut-o pe ea. De fapt, ați văzut că vreo 3 săptămâni tot așa erau, nu erau. Că a vrut-o pe Laura, dar Laura cum l-a refuzat și alte fete nou în urmă a intrat și care au intrat nu l-au vrut pe el. Așa că s-a întors din nou la Elena, că avea nevoie de cuplu, ca să nu fie eliminat. Acest lucru l-a supărat și pe Elena și pe Valentin, bineînțeles, cu toate că Elena spunea că nu o interesează, așa a spus, că nu o interesează, și chiar zicea Valentin către Antonia, tu de ce te-ai mai întors? Și eu mă întreb asta. Apoi, bineînțeles că Antonia a făcut niște afirmații, cum că Valentin, cât a fost cu ea și era la eliminare, a fost votat să rămână în casă de susținătorii ei. Care susținător era ea? Ce susținător era ea? Așa grup puternic să aibă ca să-l voteze pe Valentin să rămână în casă. Și oricum, că fără acordul staffului n-ar fi rămas nimeni în casă. Totul e ce vrea stafful. Am mai spus asta, care crede altceva se înșală. Eu știu foarte precis că am fost acolo. Am fost acolo și vă dai seama, în 6 luni ceva am învățat eu. Iar Antonia, cum e foarte vocală, spunea că Valentin a primit și cadouri de la susținătorii ei și nici n-a mulțumit pentru cadouri. Apoi s-a enervat foarte tare Valentin, a pus toate cadourile de la susținătorii într-o pungă și s-a dus în bucătărie să-i le dea înapoi. La capricii, normal că au fost invitați la capricii, normal că au fost, pentru că, știți, nu poate să întâmple ceva fără să ducă după aceea să mai discute încă o dată la capricii. Dar să dăm puțin timp înapoi, am văzut că el, Cristian, a fost foarte liniștit când a intrat la telefon Andrada și a spus, acuzat-o de fapt pe Antonia, că a ieșit cu fostul, că a făcut live, cu, de fapt a făcut videocall, cam pe acolo e. Și a făcut niște acuzații, atunci n-a zis nimic, chiar a fost foarte liniștit, Cristian, n-a fost vorba despre el. Chiar zic că nu le interesează, chiar nu l-a interesat, doar. Eu cred că n-a avut nicio legătură Valentin și punga cu cadouri. El e o coace de mult lui Valentin, că s-au mai certat înainte. El tot a adunat, chiar a spus și a răbufnit. N-a mai putut să țină și atunci, în clipa aia, când avea nevoie doar așa, de o scânteie, și a răbufnit foarte tare. De asta avea nevoie. Și s-a dezlănțuit. Iar în aceeași zi, la capricii, a intrat la telefon mama ei, dar mama Antoniei, știți că e puțin dusă și ea ca și fata ei, a început să bată câmpii, că sunteți iubiți, sunteți foarte susținuți de familie, de prieteni, că altcineva nu cred că. Și că sunteți învingători. Ce să învingă? Așa se învinge? Așa? Prin violență, prin vorbe urâte? Nu cred. Dar mama ei zicea că a fost provocat Cristian. Cum a fost provocat? A fost între Valentin și Antonia. Mai ales că ei au avut cuplu, așa că își permiteau niște lucruri. Dar
mama Antonie, am văzut că răspundea la întrebări, ocolea răspunsurile și nu e chiar corect să ocolești răspunsurile, pentru că dacă te întreabă cineva ceva, răspunzi exact la obiect, nu ocolești. Ea a ocolit. Doamna Paula Chirila a întrebat-o, că ea zicea mama Antoniei, că zicea că nu l-a acuzat pe Cristian cum a răbufnit, spunea că a fost provocat, că îi bărbătesc să se apere așa, că îi bărbătesc să apere femeia, că pentru ea a fost scandalul din cauza ei. Iar Paula Chirila a întrebat că dacă ar fi făcut exact așa, bărbătește, și cu fata ei, ce ar fi zis? A evitat răspunsul. Și chiar am auzit-o pe Paula Chirilă când a zis, n-a răspuns la întrebare. Da, zicea că ea n-a sunat de altceva decât să-și susțină copiii. Că i-a trimis o scrisoare pe care o să o primească imediat, dar chiar i-a zis Gabriela Cristian, o să primească imediat după 21 mai, pentru că toată casa e pedepsită. Așa că această scrisoare o să primească toate scrisorile, cadourile ce o să primească după 21 mai. Păi mai fac și ei prostii pedepsești, ca și copiii mici. Pentru că nu mare diferență. N-ați văzut ce adunătură aduce la Casa Mireasa în ultimul timp? Eu n-am mai văzut oameni serioși, sezonul 4-5 au fost. Adică de la 4 și 5 au fost încă ok. Cam de la 6 au început să strice, de atunci cu Miruna și cu coma e alcoolic. De atunci au început să strice. Și din ce în ce mai rău merge. Da. Iar... a rămas așa, a ieșit de la telefon mama Antonie și n-a primit niciun răspuns la întrebarea care a pus-o Paula Chirilă. Tot zicea de altceva, că sunt păreri împărțite, dar Gabriela Cristi a spus, nu mă interesează alte păreri, părerea ta care e? Ați văzut? Ile, exact la fel. Exact la fel. Aș știți care nu sale departe de drum. Nu-i vreo diferență între Antonie și mama ei, toate sunt la fel, amândouă de fapt. Iar am citit niște comentarii pe Facebook și am văzut și pe YouTube niște video. Cred unii că totul a fost un scenariu pus la cale de staff ca să rămână Cristian în finală, pentru că Cristian a semnat până la finală. Nu e adevărat. Toată lumea au același contract. 4 luni sau 6 luni. Dacă te elimină înainte, e altceva. Nu există că ai semnat pe 2 luni, că ai semnat pe 1 lună. Tot semnează la fel și asta știu sigur, pentru că am discutat și eu în casă cu ceilalți. Pe cât ați semnat? Pe 6 luni. Sau pe 4 luni cu mama bunoi și după aia am semnat încă o dată. După 4 luni am făcut alt contract. Deci aceste zvonuri nu sunt adevărate. Valentin Săracu s-a dus la Ștefan și a încercat să discute cu el despre ce s-a întâmplat. Ați văzut că Marinescu a avut și cu Ștefan o altercație. Bine, nu s-au bătut, dar s-au jignit. Așa că nu-l suportă. Nu știu dacă îl suportă cineva. Chiar am citit niște comentarii ce a făcut el la cealaltă emisiune, că tot așa că s-a certat cu cineva, l-a enervat într-un halde, l-a făcut să dea cu scaunul în el și apoi a fost acel băiat descalificat. Poate asta și urmărit Cristian să-l descalifice pe Valentin, dar nu văd vreun pericol, pentru că Valentin nu-i în top, Elena nu-i în top. Nu văd niciun pericol la Marele Premiu. Doar cei din top câștigă. Rest nu. Și chiar îi spunea Valentin lui Ștefan despre acele cadouri care le-a dat. Îi explica că nu i le-a aruncat. De fapt, eu am văzut asta. Ștefan n-a văzut. Le-a pus frumos într-o plasă și le-a dat. Iar ea zice, acum mi le dai după ce le-ai purtat. Păi le-a purtat atunci când a fost cu ea. Ea putea să-l ia, dacă nu o interesa, și să se pune la coșul de gunoi, cel mai simplu. Nu se provoace un adevărat scandal în casă, că tot Cristian a intrat în cursa de eliminare. Dar Ștefan, normal că ținea cu Valentin, era de partea lui, că nu-l suportă. Am văzut că nu prea suportă nimeni pe Cristian, doar cu Vlad se înțelege bine. Cu Vlad, da. În rest, nu-l suportă ceilalți. Dar nici n-ar sări cu el la bătaie sau la scandal, că ați văzut că e foarte înalt. Înalt și am înțeles că a făcut și lupte, că chiar zicea Antonio de la sezonul 7 că îl provoacă să lupte amândoi în cușcă. N-ar avea nicio șansă. Cât îi dă înalt Cristian în fața lui Antonio de la sezonul 7,
N-avea nicio șansă. Antonio e mult mai bun. L-am văzut când a luptat cu Marius, parcă îl chema. E cel mai bun. Și mie îmi place de el. Bine, mi-e simpatic și Cristian. Pentru că nu știu nimic despre el, ce a făcut înainte, nu știu. Doar citesc niște comentarii, dar dacă nu l-am văzut, pot să nu le cred, nu? Antonia era în bucătărie, am văzut-o, și el s-a dus și a spus, uite cadourile la susținători și a pus punga lângă ea. Nu așa cum a afirmat Cristian că i-a aruncat-o în față, nu i-a aruncat-o, a pus-o frumos. Pentru că am văzut și chiar sunt atente la ei doi. Ea s-a dus normal și a spus lui Cristian, a mai exagerat că știți că ea minte foarte mult. Apoi s-a dus Cristian cu scandal la Valentin și ce să ia el de Antonia, nu trebuie amestecate femeile între ce au ei, că ce au ele două, ia Antonia cu Elena să se descurce, a început să țipe, s-au enervat amândoi, bineînțeles, că Cristian s-a enervat cel mai mult, chiar s-a înfuriat foarte tare. Noroc că a venit mama lui, l-a luat în brațe și făcea te implor, taci, era frică să nu se încaire, pentru că puteau, dacă se băteau, vă dați seama cât îi... Cristian îl bătea dacă, zic, l-ar fi bătut măr pe Valentin. E, asta e clar. Nici măcar nu încape dubii. Dar l-a potolit cât a putut mama lui și a ieșit, și a ieșit foarte tare din fire, foarte tare. Și ceilalți, am văzut că țipau niște fete, unii zicea, sunt nebuni, nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut, chiar a fost o atmosferă de teroare în casă. Foarte urât au făcut. În timpul ăsta cât urlau, cât urla Cristian, că Valentin s-a abținut foarte tare și Cristian s-a abținut să nu dea în el, a apărut pe plasmă că fiecare din băieți, Valentin să plece la băieți, iar Cristian să rămână la fete până a doua zi în live. Da, asta a fost. Iar în live s-a discutat problema lor, au arătat imagini, Cristian s-a scuzat și Valentin... Pedeapsa lui Cristian a fost cursă de eliminare de vineri până are o săptămână. Să demonstreze că e băiat cu minte și că nu mai face scandal. Dar Valentin n-a primit nicio pedeapsă, acest lucru l-a supărat foarte tare pe Cristian. Am văzut că după aceea a discutat cu Antonia, s-a calmat, chiar se pupau, se tachinau, au stat de vorbă omenește, nici n-au amintit despre scandal. Mai bine, pentru că s-au calmat. Dar Antonia, am văzut că nu prea îl calmează, mai mult pune paie pe foc, stilul ei. Ce să ne așteptăm de la ea? Ceva bun? Ceva bun? Nu. No. Antonia, care minte cum respiră, ați văzut-o când a acuzat-o Andrada, care ele erau cât de cât apropiate, că alergau amândouă după Albert. Din cauza topului, că s-ar fi aprins ceva după ele. Nu. A fost aceste acuzații că a avut permisul suspendat, că a condus mașina, suspendat pe 5 ani, că a condus mașina consumând acele substanțe de care ea dependentă. Nu știu, nu mă pricep la așa ceva și nici nu vreau să învăț, nu vreau să le învăț numele, nu vreau să știu nimic. Știu că sunt substanțe interzise care dăunează sănătății, atâta știu, rest nu mă interesează. Normal că Antonia a negat că așa face de obicei, la orice acuzație ea le neagă mai întâi până nu primește dovezi. Apoi, fiind întrebată de ce are permisul suspendat și pe cât timp, a zis că a avut accident, nu că a condus sub influența acestor substanțe și că nu ține minte pe cât timp. Cum să nu știi? Cum să nu știi? Nu se poate. Niciun șofer, profesionist sau amator, n-are cum să uite pe cât timp are asta, îl ai în cap, în continuu, numai acolo te gândești, cât mai am până încep să conduc, cât mai am. Am avut, pentru că numai e printre noi, frate șofer, de la 18 ani. A fost șofer și în străinătate. Bineînțeles, n-a depășit viteza legală, n-a luat amenzi foarte puține în toți acești ani, n-a avut permisul suspendat, dar știa despre asta. Așa că nu poți să uiți, nu vrea să spună altceva și neagă toate acuzațiile. Nu se poate să nu știi pe câți ani ai permisul suspendat, nu există așa ceva. Dar cum ea are probleme grave și nu se duce să și le trateze, cum a spus atunci până să intre în casa Mireasa, că a venit la Mireasa că să facă terapie,
că e gratis, e foarte la detoxificare acolo, detoxifiere, cum se numește, e scump și mai bine vine la mireasa. Pentru că la mireasa, chiar dacă ești dependent de unele substanțe, n-ai cum să ai așa ceva, n-ai cum să folosești. Și pentru ea a fost o terapie. N-ați văzut-o înainte să fie eliminată ce față avea, ce privire? Era în servaj pe atâta timp. Știți că nu-mi face plăcere să vorbesc despre ea, dar dacă facem materiale, trebuie să vorbim, că să mă informez și după aceea vorbesc. Nu vorbesc din capul meu, tot ce spun sunt lucruri citite, ascultate. Hai să mai vorbim și de alții. Iulian a dat un mesaj pe Antena Play, era foarte emoționată, chiar spunea, unei fete, Camele Ionela, susținătoare ei, care îi trimite cadouri, îi trimite scrisori și ea spunea că nu o interesează ce se vorbește despre ea în casa mireasă, că nu pune la suflet nimica, ea când o să plece, nu pleacă cu niciun fel de colegă, pleacă cu viitorul ei soț, cu Vlad de mână. Ia să vedem, pentru că Vlad a spus clar că nu vrea să căsătorească decât în 2-3 ani. Ea îl presează cu căsătoria, pentru că, normal, vrea și ea să aibă parte de toate astea, că a văzut celelalte episoade, celelalte sezoane, de fapt, și care se logodesc, au foarte multe beneficii, cadouri primesc, de la Splendor, de la Oriflame, de la ce-o mai fi. Plus îi trimite staful prin țări străine sau chiar și în România, sunt locuri foarte frumoase. Îmi amintesc de Vlad și Cătălina când a cerut-o, s-au îmbrăcat ca prinț și prințesă, mi-a plăcut extraordinar. Mai mult mi-a plăcut de ei decât mi-a plăcut de ceilalți de la Paris sau de la Londra sau prin un sezon înainte. A fost cea mai frumoasă cerere. Bine, și cererea lui Antonio cu Maria a fost frumoasă, simplă, la anul de lavandă, nu s-a așteptat nimeni, adică poate stafful știa, mă gândesc, nu știu. N-am vorbit cu Antonio, dar mi-ar fi plăcut să vorbesc cu el. Așa că stafful poate să le organizeze logodne, cine știe pe unde. Plus o să aibă cameră la hotel. Iuliana vrea să trăiască toate astea și nu o condamn. De ce? Nu condamn pe nimeni, n-am niciun drept. Că de asta pune presiune pe Vlad să căsătorească. Și acest mesaj l-a trimis după scandalul cu Maria. Maria e geloasă. Eu nu cred că Iuliana îl place. Nu țin cu Iuliana, nu-mi place, nu o suport nici pe una, nici pe alta. Dar spun că nu cred că îl place pe Ștefan. Dacă îl plăcea, s-ar fi dus din la început la el. Îl are pe Vlad, așa crede ea. Și că i-ar place să o vadă pe această susținătoare, când o ieși de la concurs, bineînțeles, i-ar plăcea să o întâlnească și cere cât mai multe scrisori. S-ar putea să-i fi trimis, dar deocamdată n-au acces la ele. Să vorbim despre Vlad și prostiile care le-a făcut. Știți că s-a îmbătat la petrecere, că el așa concepe să se distreze îmbătându-se foarte tare. Unii zic că nu doar a vomitat, a și făcut pe el în pat și că băieții au dat cu clor, cu dezinfectant și nu poate nimeni dormi în cameră. În camera de sus sunt 3 paturi. Și băiatul meu a stat o perioadă acolo, dar e perete în perete, perete. Când nu-i perete, e o scândură. Auzi tot cu camera mamelor. Așa că ei dorm în fiecare pe unde apucă și el la fel, nu se poate dormi în camera asta. Ar trebui să-l oblige să doarme acolo. Să dormi acolo. Tu ai făcut, dormi în cameră. Ce ne interesează pe noi că tu nu recunoști. Adică ce să recunoască, că e clar asta. Și l-am mai văzut pe Vlad că nu îi place să spele. A fost acuzat de băieți că nu spală, nu știu ce oală. Știți, cu băieții care tot timpul au probleme cu vasele și cu astea, cu spălatul vaselor. Să fie Vlad un alcoolist? Nu știu. Așa se pare. Cam atât am avut până acum să vă spun. Așteptăm gala? Așteptăm gala. Aș vrea să fac și eu un pronostic. Aș vrea pe mama săptămânii pe Viorica. Aș vrea la fete pe Laura, pe Delia și pe Adriana. La băieți l-aș vrea pe Liviu în continuare, pe Ștefan. Dar asta aș vrea eu și pe, poate o să-l pună și pe Albert. Eu l-aș vrea pe Cristian. Am eu slăbiciune pentru el. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!